Și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă ați văzut ultimele mele filmulețe, atunci cu siguranță știți că eu am rămas fără loc de muncă. Îmi caut momentan un alt job, însă această perioadă a adus câteva schimbări financiare în familia noastră, în special în legătură cu bugetul. Pentru că ne aflăm în această situație în care acum doar soțul meu lucrează, trebuie să restrângem puțin bugetul și vreau să vă arăt astăzi la ce anume am renunțat eu. Poate vă ajută și pe voi dacă vă găsiți într-o situație asemănătoare cu situația mea. Ce o să fac este să întorc camera invers ca să puteți să vedeți mai bine. Ca să ne ocupăm de buget și să putem vedea la ce anume am renunțat, avem nevoie de dosarul galben și mai exact de foaia cu facturile pe care le achităm lună de lună. Aici am trecut de toate facturile, dar nu am trecut mâncarea și nici benzina. Bun, și haideți să vedem. Unele prețuri s-au și modificat, cum este grădinița. Și aici o să și corectez. Aici o să trec taxă. Grădiniță. Ok. Taxă. Sper să stea. Taxă. Grădiniță, care este 115 euro. Deci de la 107 s-a făcut 115 euro. Și am decis să renunț la subscripția pentru Disney Plus. Deci această subscripție am eliminat-o. Plăteam 11,99 de euro în fiecare lună. Și dacă ar fi să facem un calcul anual, aș plăti sau am plătit, pentru că cred că de un an de zile avem această subscripție. Deci 11,99 ori 12 luni pe an vine 143,88 de euro. Deci atât plăteam pentru această subscripție într-un an de zile. Și această modalitate de a verifica periodic ce anume plătiți lună de lună vă arată foarte clar cât costă anual o subscripție sau o anumită taxă sau știu eu faptul că vă puneți unghii sau că mergeți la coafor, nu știu, acestea sunt doar exemple care mi-au venit acum, dar unde vreau să ajung de fapt este că mărunțișurile acestea, subscripții și alte cele adunate și mai ales adunate pe o perioadă de 12 luni, pe un an de zile, ia uitați ce sume ne dau, peste 100 de euro. Și dacă ar fi să stăm puțin să ne gândim ce am putea face cu banii aceștia, cu siguranță i-am putea economisi pentru viitorul copiilor noștri sau i-am putea investi ca să producă alți bani sau câte și mai câte alte lucruri. Bun, de aici eu o să șterg această subscripție pentru că nu o mai avem. Oh, nu Spotify-ul, Disney, sorry. Ok, deci Disney. Dacă merge chestia asta, că văd că nu vrea să mai meargă. Da, nu mai vrea să meargă, nu știu de ce. Mai încercăm o dată. Ok, acum. Bun. Bun, deci cu această subscripție am terminat și pe lângă această subscripție am mai renunțat la ceva care nu este trecut aici. Este vorba despre cosmetică. Eu odată pe lună mergeam la pensat și practic mă pensam, îmi vopseam genele și sprâncenele și mă costa 30 de euro în fiecare lună. Și pentru că acum și venitul familiei noastre s-a redus, ei bine, am decis să nu merg, chiar am avut programare, am anulat-o. Și dacă ar fi să adunăm și acei 30 de euro, ori 12 luni la această sumă, deci plus, ar veni
360 de euro pe an, totalul este de 503,88 de euro. Și iată ce vă spuneam, că mărunțișurile se adună și asta doar pentru faptul că am eliminat pensatul plus această subscripție la Disney Plus. Și ia uitați ce sumă avem aici, peste 500 de euro, o sumă frumușică, dar dacă e să eliminăm și alte lucruri, poate ajungem chiar la 1000 de euro. Deci mărunțișurile acestea se adună. Zicem că doar 5 euro acolo sau 10 euro sau 20 de euro sau 15 euro, dar iată că euro cu euro se adună și la sfârșit nu știm de ce nu ne mai rămân bani în cont și unde s-au dus oare banii noștri. Ei bine, iată unde se duc banii noștri. Bun. Probabil că o să mă mai duc la cosmetică, nu zic că nu mă duc niciodată, dar întâi să-mi găsesc un job și după ce am un job, probabil o să mă duc lună de lună din nou la cosmetică sau dacă considerăm noi că vrem să avem din nou această subscripție, probabil o să plătim din nou pentru ea, dar momentan nu este momentul potrivit. Ok, alte lucruri la care aș mai putea să renunț de aici, practic aici sunt toate sau mai toate lucruri necesare de care nu ne putem lipsi. Aș putea să renunț la cursul de dans al lui Eric, dar nu o să fac lucrul acesta pentru că doar aici merge, doar la această activitate, la altceva nu merge. Așa că o să las să meargă în continuare la dans. Prefer să renunț eu la anumite lucruri care țin de mine decât să îmi lipsesc copiii de anumite beneficii sau activități sau lucruri. Deci această taxă va rămâne. Spotify-ul eu l-aș anula, însă soțul meu nu vrea, pentru că îl folosește la mini-job, ascultă podcast-uri, muzică, tot felul de chestii din astea. Este mai ieftin decât Disney Plus cu 1 euro. Este 10,99 pe lună. Eu l-aș anula, eu nu-l folosesc absolut deloc, dar el îl folosește și a zis că deocamdată să nu renunțăm la el. Așa, la ce mai putea să renunțăm? La aceste două subscripții de la Google. Sunt pentru stocarea de date. Sunt pentru două adrese de e-mail, cea a soțului meu și pentru mine. Cea pentru soțul meu știu sigur că nu va renunța la ea. Și această subscripție este de 1,99 pe lună. Aș putea eu să renunț la ea, mai ales acum că nu mai merg la Ausbildung și nu mai am nevoie de atâta spațiu de stocare a datelor, pentru că nu mai am cursuri, nu mai am proiecte de făcut. Așadar, trebuie să văd dacă pot să renunț la ea, pentru că nu știu cât spațiu am deja ocupat. Trebuie întâi să verific, dar dacă nu am atât de mult spațiu ocupat și văd că mi-ajunge, atunci vreau să renunț la această subscripție. Și cam atât ar fi, deci prea multe nu avem, alte subscripții sau alte lucruri. Ce mai am pentru Eddie? Am plătit acum ceva nou ce nu am mai avut până acum și o să trec și aici în calendar. Este vorba despre prânzul la școală. A intrat clasa 5, a merge la o altă școală și are un alt program. Stă de dimineață de la 7:30 până la 3:30. Doar vinerea stă până la ora 12:30, în rest stă până la 3:30. Și în zilele în care rămâne până după masă, am optat să mănânce la școală o masă caldă. Și pentru această masă caldă se plătesc 5,55 de euro pe zi și cu un chip. Încarci banii pe chipul respectiv, scanează chipul și practic îi dă de mâncare. Dacă are bani pe chip, primește mâncare, dacă nu, nu primește. Și am încărcat chipul respectiv cu 120 de euro. O să trec aici mensa, pentru că așa se numește chestia asta, cu mâncare, mensa. 120 de euro și practic și chipul, ca să ne dea chipul, a costat 3 euro și ceva și restul a rămas pe card pentru mâncare. Și da, de luni până joi el mănâncă acolo o masă caldă și îi pun și eu pachet de acasă pentru micul dejun.
pe care le mănâncă în pauză. Dar mai sunt și zile când, dacă nu-i place ce mâncare are, nu își comandă. Trebuie să comandăm înainte, cu o săptămână, și se comandă online. El vede ce meniu este și dacă îi place ce este în meniu, îmi zice să-i comand, dacă nu, nu. Sunt și zile când nu comandă și atunci îi pun două caserole cu mâncare de acasă. Bineînțeles că n-am cum să-i pun mâncare caldă, dar îi pun un sandwich, un fruct, ce mai am eu prin casă. În schimb, când îi place ce au acolo, mănâncă la școală și nu o să renunț la chestia asta, chiar dacă poate mă costă mai mult decât subscripția la care am renunțat eu și cosmetica, deci costă mai mult, asta e clar, dar nu o să renunț la chestia asta. De ce? Pentru că copilul meu nu are de ce să fie privat de o masă caldă, da? Să nu-i se dea o masă caldă la școală doar pentru faptul că eu acum am rămas fără job. Prefer, după cum am spus, să mă sacrific eu și să nu mă duc eu la cosmetică, să nu-mi pun unghii, să nu merg la coafor, decât să îmi lipsesc copilul de o masă caldă. Deci, indiferent ce este, prefer să renunț la alte lucruri, dar el va primi masă caldă la școală atunci când îi place ceea ce este în meniu. Și da, deocamdată cam la asta am renunțat, la altceva nici nu am mai avut la ce. Trebuie să văd care e treaba cu subscripția la Google, să văd dacă pot să renunț la ea, chiar am de gând să renunț. În rest nu avem Netflix, nu avem Hulu, nu avem Amazon Prime, nu avem nimic altceva. Deci, practic, singura subscripție care a mai rămas este cea de la Spotify. Pentru luna aceasta a apucat să retragă banii din cont pentru Disney+. Eu încă lucram atunci. Am anulat-o zilele trecute. Așadar, de luna viitoare, această subscripție nu va mai apărea aici în calendar. O să vedeți că este cu minus. Iar pe viitor, după cum am spus, dacă e să-mi găsesc un job și considerăm noi că vrem din nou să plătim pentru această subscripție, atunci probabil o să vedeți că va apărea din nou în calendar. Și da, cam la asta am renunțat. Ce vreau să mai fac eu aici este să fac un total, pentru că acum s-au modificat și sumele, am și renunțat la această subscripție, să văd cam cât ne costă pe lună taxe, asigurări, facturi, utilități, și să vedem o sumă totală, bineînțeles fără mâncare și fără benzină. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Ok, totalul este de 2246,35. Este puțin mai mic față de cât era, nu cu mult, cu câțiva euro, dar e ok și așa, decât deloc. Așadar, aici o să modific și o să trec noua balanță. Bun, deci 2246,35 de euro. Atât plătim în fiecare lună pentru facturi, fără mâncare și fără benzină. Și bineînțeles, fără mâncarea caldă a lui Edi de la școală, pe care nu o voi trece aici. De ce? Pentru că el mănâncă doar de luni până joi la școală, după cum am spus, plus că are zile când, dacă nu-i place meniul, nu își o cumpără. Deci, practic, ar veni 5,55 de euro meniul pe zi, ori 4 zile pe săptămână, ar veni 22,2 euro pe săptămână, ori 4 săptămâni. Deci, pe lună, ca să mănânce la școală de luni până joi, ar costa 89 de euro, suma rotundă. Dar pentru că nu mănâncă acolo în fiecare zi, de când îi place mâncarea, costă practic mai puțin decât atât și nu o să trec aici. Deci aici las doar facturile, costurile fixe, care știu eu că sunt plătite lună de lună. Iar această masă caldă pentru Eddie o să o vedeți în calendar.
Cam așa stă treaba cu bugetul nostru. După cum puteți să vedeți, nu am renunțat la multe pentru că nici nu am avut la ce anume să renunț mai mult de atât. Nu am avut multe subscripții nici înainte. După cum am spus, la coafor nu merg, foarte rar o dată pe an să mă tun și atât. În rest mă vopsesc singur acasă, la unghii nu mai merg. Acum am renunțat și la cosmetică, deci nu sunt deloc high maintenance. Și prefer să mă lipsesc de cheltuielile acestea ca să reduc bugetul în situația actuală și plus de asta și dacă ar fi să am un job, da, la cosmetică probabil că o să mă duc în continuare, dar cu restul prefer să nu mă duc ca să economisesc bani. Și da, cam acestea ar fi reducerile pe care le putem face, plus bineînțeles dacă avem mașină și putem să folosim mai puțin mașina, astfel facem o economie și la benzină și poate în loc de mașină să luăm bicicleta până la muncă sau chiar să mergem pe jos dacă nu este atât de departe. Poate chiar la mâncare să mai facem economie în sensul că nu să nu mai mâncăm, să nu înțelegem greșit, ci să avem grijă la risipa alimentară, poate să cumpărăm mai puțină mâncare și astfel să aruncăm mai puțin. Sau la diferite subscripții pe care le avem. Știu că sunt persoane care au multe subscripții. Unele nici măcar nu mai știu la ce plătesc lună de lună un abonament. Tocmai de aceea este bine să ne facem o foaie de genul și să listăm, să scriem de la începutul lunii până la sfârșitul lunii ce anume plătim și pe ce. Facturi, asigurări, diferite cursuri extrașcolare pentru copii, diferite taxe, diferite subscripții. Abonamente pentru telefonie mobilă sau câte și mai câte sunt și să vedem de unde anume putem tăia. Cam acesta a fost filmulețul de astăzi, sper că v-a fost util și nu uitați că fiecare persoană are o altă călătorie financiară, poate ne aflăm în situații diferite sau în etape diferite ale vieții, unii poate au copii, alții poate nu, unii poate au un job bine plătit, alții poate au rămas fără job, cum este cazul meu momentan, așadar faceți cum considerați că este mai bine pentru voi și pentru viitorul vostru. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!